Meciul caritabil de fotbal organizat de Inspectoratul Județean de Jandarm pentru a-l sprijini pe Emanuel, un adolescent din Baia Mare care trebuie supus unei intervenții chirurgicale de reconstrucție facială, a avut loc ieri după amiază în sala polivalentă la Scărpană. Meciul s-a desfășurat între reprezentativa jandarmilor maramureșeni, formată din cadre active, și reprezentativa personalităților și glorilor sportului județului. Aceștia din urmă s-au alăturat campaniei inițiate de IJJ Maramureș și unii dintre ei nu au participat pentru prima dată. Am dat curs invitație de a participa alături de foști mari fotbaliști ai județului Maramureș, sigur, la inițiativa Inspectoratului de Jandarmerie a județului, și consider că este de bun augur în condițiile în care un număr foarte mari de spectatori, în special copii, care au ce învăța din astfel de manifestări. Cu toate că am terminat arbitrajul, la meciurile acestea de caritate particip cu plăcere. An de an am fost, nu puteam zice nu. Emanuel, cel pentru care jandarmii maramureșeni au întins o mână, a jucat fotbal alături de fostele glorii și de autorități. Este un sentiment plăcut, dar ce cunosc pe câțiva dintre jucători de la care au fost în fotbal maramureșan, și nu țin decât să le mulțumesc celor peste 1000 de spectatori care au venit, le mulțumesc foarte frumos, foarte mult pentru susținerea lor și mai ales mulțumesc jandarmeriei pentru evenimentul organizat. Suntem onorați astăzi să spunem că și activitatea, meciul caritabil în speță, a fost o reușită pe deplin. Din vânzarea biletelor și din donațiile directe făcute de către cetățeni s-a reușit adunarea unei sume destul de importante de 14.100 de lei. La sfârșitul competiției sportive a avut loc și o extragere în cadrul tombolei organizate cu această ocazie și au fost acordate diplome și cupe participanților.